Probleme rezolvate, partea a treia. Funcții specifice aplicației de calcul tabelar Excel pentru decizie. Funcția IF cu trei argumente, dintre care doar primul este obligatoriu. În urma evaluării condiției, returnează o valoare dacă rezultatul este true și o altă valoare dacă rezultatul este false. Două exemple echivalente de utilizare a funcției if. Funcția AND cu N argumente, fiecare argument fiind un test logic. Dacă toate condițiile au simultan valoarea true, atunci se returnează valoarea finală true, altfel se returnează valoarea finală false. Exemplu de utilizare. Rezultat produs după apăsarea tastei Enter. Funcția logică OR. Cu N argumente, fiecare argument fiind un test logic. Dacă toate condițiile au simultan valoarea false, atunci se returnează valoarea finală false, altfel se returnează valoarea finală true. Exemplu de utilizare. Rezultatul apărut după apăsarea tastei Enter. Tabloul complet al rezultatelor produse de funcțiile OR și AND pe o foaie de calcul Excel. Proiectul care urmează reprezintă un model de utilizare a seriilor de date și a funcțiilor specifice pentru decizii. Selectăm foaia de calcul, alegem culoarea maro și dimensiunea 22 pentru caracterele ce vor fi editate, celulele de la B2 până la Q2 fuzionează și sunt centrate. Aici vom edita cerința proiectului. Pentru participanții la un concurs, vom acorda medalii de aur pentru punctaje de peste 91 de puncte, medalii de argint pentru punctaje de peste 81 de puncte și medalii de bronz pentru punctaje de peste 71 de puncte. Vom folosi seriile de date pentru a numerota participanții la concurs, pentru a edita numele participanților la concurs și chiar pentru a edita punctajele obținute de participanții la concurs. De această dată vom edita o serie de la sfârșit către început, urmând să intervenim punctual pentru a crea o paletă foarte largă de punctaje. Prima etapă a concursului stabilește finaliștii. Dacă punctajul obținut de concurent
depășește 70 de puncte, atunci el devine finalist. Altfel, va primi doar o diplomă de participare. Acordarea medaliilor se realizează după următorul algoritm. Din categoria finaliștilor, adică dacă concurentul a trecut de etapa întâi, el intră în repartiția pentru obținerea unei medalii. Altfel, și acesta este cazul pe care studiem acum, pe coloana F, coloana medaliilor, va fi trecut semnul liniuță, semnul minus, dar dacă punctajul său al concurentului este într-una din categoriile 71-81, 81-91 sau 91-100, atunci el intră în posesia medaliei de bronz sau a medaliei de argint sau a medaliei de aur. E nevoie de o a doua paranteză, da? Un erul de copiere, am copiat formula. O primă verificare. Detalii noi de formatare. Centrare. Fundal. Pentru antetul tabelului. Revedem formula de calcul și o verificăm. Iată, dacă am schimbat valoarea punctajului, s-a schimbat și rezultatul obținut de participant. Aducem în atenția dumneavoastră o funcție randbetween care generează în mod automat un punctaj într-un interval stabilit de noi. Iată, intervalul meu este intervalul 20 și 100. Copiind formula de sus până jos, avem alte valori pentru punctaj și, desigur, alte rezultate. Rezultatele se actualizează la fiecare apăsare a tastei Enter. În foaia de calcul End 1 putem observa un exemplu de utilizare a funcției AND. Iar în foaia de calcul AND OR avem tabloul complet al valorilor produse de funcțiile AND și OR. Sesiune de autoevaluare. Ce se va afișa în celula G4? Vă mulțumesc!